Zeci de mii de americani au ieșit pe străzile din Washington, New York și Dallas pentru a participa la mitingul March for Our Lives. Protestul a fost inițiat de supraviețuitorii tragediei de la liceul Marjorie Stoneman Douglas din Parkland, Florida, din 2018. Ei vor un regim de control mai puternic pentru cei care cumpără arme de foc. Gun violence is an America's problem, and for too long she has not valued the lives of the black, brown, and the poor. The injustices we see on the daily are being blatantly ignored by those on Capitol Hill. The cries of the nation's children can be heard across the world, and you choose to turn a blind eye and a deaf ear to the lives being taken. I speak as a mayor, a mom, and I speak for millions of Americans and America's mayors who are demanding that Congress do its job. And its job is to protect us, to protect our children from gun violence. America a avut de la începutul anului 2022 254 de atacuri în masă care s-au soldat cu 299 de morți. Oamenii prezenți la marș au cerut acțiuni urgente pentru a opri împușcăturile în masă, inclusiv creșterea vârstei federale de deținere de arme la 21 de ani. Liviu Chesnoiu, psiholog criminalist, îți spune mai multe despre această problemă. Eu sunt în armata românească. De la 15 am făcut liceu militar, școală de ofițer, Ministerul de Interne după aceea. Deci, cum să vă spun, pot să înțeleg până într-un punct ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii, fiind o altă cultură acolo. Este o presiune fantastic de mare, opinia publică s-a mobilizat și conduși de democrați vor să mai schimbe pe aici pe acolo, prin părțile esențiale, legea armelor. Purtătoarea de cuvânt a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a afirmat că ea și colegii săi sunt gata să ia în calcul o eventuală lege a armelor de foc în Statele Unite. Camera Reprezentanților a admis deja o lege a steagului roșu, care oferă posibilitatea familiilor, poliției și altor persoane de a cere unei instanțe federale să ordone retragerea armelor de foc de la persoanele care prezintă un risc extrem de ridicat de a se răni sau de a-i răni pe alții. We're very pleased at the progress that was made on the floor of the House and are eager and prayerful as to what the Senate, in a bipartisan way, for legislation that can pass the Senate, that can make a difference to save lives for the children.